Rusia din nou vine cu amenințări la adresa țării noastre. Într-o discuție tet a -tet dintre Nicolae Timofti și Vladimir Putin, ultimul i-ar fi sugerat președintelui Republicii Moldova că direcția de dezvoltare aleasă este una incorrectă și că țara noastră ar trebui să caute să se apropie de Uniunea Vamală. Despre asta a anunțat secretarul general al aparatului președintelui, juristul Ion Păduraru, la un post privat de televiziune. Potrivit lui Păduraru, aceste vorbe le-ar fi spus Putin lui Timofti la Minsk. Precizăm că autoritățile de la Chișinău au anunțat de nenumărate ori că Republica Moldova nu poate ceda în fața presiunilor Rusiei.